mergem către Miami, Florida. A anunțat Edward Irimia că va încerca să organizeze câteva competiții și prin Canada. Acum să vedem ce se întâmplă aici în Puerto Rico, chiar în capitala San Juan. Și acum intră în ring Cătălin Moroșanu. O carieră impresionantă pentru el până în acest moment. Vedem și pe ce melodie își face intrarea cel care reprezintă echipa Codnar Scorpions, antrenat de Mihai Constantin. Din 2005 luptă și până în prezent, și nu cred că se va opri aici, Cătălin. Parcă e mai proaspăt de fiecare dată când îl vedem luptând. Doar ce a menționat pe cei pe care i-a învins de-a lungul carierei, printre aceștia Carter Williams, Anderson Silva, Stefan Leco, Mighty Mo, Gary Goodrich, Freddy Chiemaio. Are totuși de dat un test greu în carieră, Cătălin, împotriva acestui colos din Marea Britanie. Luptă pentru Londra, Daniel Sam, The Warrior, luptătorul, 34 de ani, 124 de kilograme, 36 de meciuri, 24 de victorii, 9 dintre victorii prin knockout obținute, campion în Fusion și campion IFMA, reprezintă Muay Thai Masters Academy. Loviturile puternice sunt specialitatea sa, evident are forță multă. Acum s-a auzit recordul lui Cătălin. 50 de meciuri, 42 de victorii, 25 venite prin knockout, doar 8 meciuri pierdute, campion Super Combat World Grand Prix 2012 în Podgorica, Muntenegru. În 2004 a început să lupte, se bazează pe loviturile puternice de brațe. Mike Tyson, idolul său, este de înțeles. Marea confruntare a serii, în doar câteva clipe, Cătălin Moroșanu își va încrucișa mănușile cu Daniel Sam pentru un loc în etapa următoare, în drumul către titlul mondial la categoria grea. Cătălin cu shortul negru cu galben, Daniel Sam shortul alb cu negru, mănușile roșii pentru Cătălin și mănușile albastre pentru Daniel Sam. Nu ar fi primul adversar înalt pe care îl întâlnește Cătălin, nu ar surprinde să ajungă ușor cu loviturile înalte de picior la figura adversarului. S-a mai întâmplat. Lupta titanilor, bună, puternică lovitura la corp, totuși este una singulară. Bună și replica lui Daniel Sam, da, un genunchi puternic încasat de Cătălin. Nu este de glumit cu britanicul Sam. De cât un munte. Bine, din nou, cu riscul de a mă repeta, nu este străin de astfel de confruntări Cătălin cu adversari mult mai înalți decât ei sau poate decât el, sau poate chiar mai masiv, mai bine clădiți. De fiecare dată nu a ținut cont de acest lucru și ajutat de curajul său, dar și de pregătirea foarte bună, Cătălin i-a dovedit. Par să savureze spectacolul cei din Puerto Rico. Nu știu cât de des se organizează la ei aici astfel de competiții. Este clar că s-au organizat altele. Bun croșeul de stânga partea lui Cătălin, care are o serie de vreo 3 lovituri, vreo 2 care au ajuns în garda lui Daniel Sam. A venit și lovitura de stânga, tot în zona mediană. Oh, ce lovitură dură! Este adevărat, a ajuns în garda lui Cătălin. Oi, da, un moment prielnic. Am avut impresia că își pierde echilibrul pentru câteva clipe Daniel Sam. Se apără britanicul, Cătălin deocamdată nu a reușit să-l facă să simtă durerea cu adevărat, britanic.
Loviturile au fost prea puține și au ajuns mai mult în garda britanicului, care reușește să se țină foarte elegant la distanță de croșele lui Cătălin. Celeași croșee puse la treabă de Cătălin. Luptător care preferă loviturile de braț. Acesta este punctul său forte. Tehnica de brațe l-a ajutat de fiecare dată. Trebuie să aibă grijă și la defensivă Cătălin. A încasat un croșeu în bărbie care l-a scuturat puțin. Se termină prima repriză. Una destul de echilibrată. Nu este chiar un adversar facil, Daniel Sam. Incredibil, este cât un munte acest britanic. Po, și un genunchi tot în bărbie încasat de Cătălin, unghiul de care am privit în prima rundă, sau cel puțin în momentul în care faza a avut loc, nu mi-a permis să văd prea bine acel genunchi. Ho, de admirat, Cătălin. După un genunchi primit în bărbie și un croșeu din partea lui Daniel Sam, nici măcar nu a dat semne de, nu dă semne de oboseală sau că s-a resimțit după acele lovituri năpraznice. Runda a doua, Cătălin, mănușile roșii. Daniel Sam, mănușile albastre. Începe cu două lovituri puternice, Sam. Cătălin încearcă să dea replica. Ce dar sigur, Moroșanu se apropie. Mare atenție, într-adevăr, la genunchiul lui Daniel Sam. Oh, da, vine croșeul acela lui Moroșanu, unul de stânga descendent. Acum este momentul să forțeze, Cătălin și-o face. Daniel Sam un pic în dificultate, nevoit să intervină Cezar Gheorghe. Același genunchi aruncat în față de Daniel Sam. Arma cu care până acum îl ține la distanță pe Cătălin, nu lasă să-și facă jocul, să lovească așa cum își dorește. Rămâne concentrat, Moroșanu ratează, risipă de energie acolo și Daniel Sam îl pedepsește. S-a întors prea târziu către adversar, nu se aștepta ca Daniel Sam să fie atât de rapid. Ei, da, dacă a fost un ciocan din partea britanicului, de vreme ce Cătălin se concentra la a arunca lovituri multiple în zona mediană a lui Daniel Sam. Pe corzi acum britanicul. Nu va fi ușor lui Cătălin să-l facă să simtă durerea pe acest turn, pe acest munte venit din Marea Britanie. Bune loviturile mediene. Ce dar sigur îl erodează pe acest Daniel Sam. Sub un minut rămas. Bună frontala pentru Sam. Stă bine până acum, o bază bună pentru Cătălin. Daniel Sam, cei drept, nu a aruncat prea multe lovituri joase, dar atunci când a făcut-o, acestea au fost puternice. Ușor, ușor se deschide britanicul, bun croșeul lui Cătălin, îi dă replica în aceeași manieră, însă Daniel Sam. Genunchiul a ajuns mai rapid în țintă cel al lui Daniel. 20 de secunde rămase în acest moment din cea de-a doua rundă. Cearcă o serie prelungită, Cătălin, fără prea mare succes. Închide foarte bine britanicul, deocamdată nu găsește soluții Cătălin. Ușor dezorientat, Daniel Sam încearcă să-l deschidă cu câteva lovituri mediene. Cătălin, din păcate pentru el, fără succes. Atunci când se blochează, britanicul o face foarte bine, își aduce coatele aproape de
trup, își protejează zona mediană, ficatul, dar ține totodată și garda pentru figură, se apără foarte bine și acolo. A rezistat mult în ring britanicul, mă așteptam să facă acest lucru. Este un adversar foarte bine pregătit, nu trebuie deloc subestimat. Nu degeaba spuneam că această misiune a lui Cătălin în debutul sezonului 2016 din Super Combat este una foarte grea, aproape imposibilă. Sunt rechemați cei doi la mijlocul ringului și începe runda a treia. Cătălin Moroșanu, moartea din Carpați, mănușile roșii cu spatele acum, shortul negru. Daniel Sam, britanicul în shortul negru cu alb, mănușile albastre. Miza este foarte mare. Un loc în etapa următoare a drumului către centura de la categoria grea. Centura mult râvnită de oricare dintre sportivi. A acuzat o lovitură sub centură. Nu știu dacă a fost chiar cu genunchiul. Atacul a fost cu genunchiul. Poate atunci când a extins piciorul, când a avut loc extensia, Daniel Sam să-l fi lovit pe Cătălin în vintre. Cert este că și-a revenit repede Moroșanu. Este mai slăbit acum după acea lovitură care i-a cam tăiat gazul. Sau poate nu, încă dă dovadă de energie, o lovitură de genunchi din săritură încercată de Daniel Sam. Mare atenție la aceste acrobații ale britanicului. Este foarte ușor să-i cadă victimă Cătălin unui astfel de atac. Deocamdată încearcă aceleași croșee de dreapta, de stânga Cătălin. Croșee descendente, cade britanicul. S-ar putea să fie numărat. Nu. Acum este momentul să forțeze Cătălin și o face. Totuși nu trebuie să neglijeze deloc apărarea. De multe ori s-a întâmplat să se năpustească asupra adversarului fără a se gândi la defensivă și a fost pedepsit. La fel se întâmplă și de această dată. În continuare, Daniel Sam se încăpățânează să cadă. Avertizat Sam să nu mai împingă. Foarte rapid a strecurat acea directă, chiar dacă nu a fost una cu forță, cu mare forță, aruncată, i-a adus puncte lui Cătălin, pentru că și-a atins ținta. Celași croșeu de dreapta, peste ureche a fost de această dată, din partea lui Cătălin. Întotdeauna o încântare să privești duelurile de la categoria grea. Se spune că aici, cu cât sunt mai mari, cu atât cad mai bine. Și sincer să fiu, mi-ar plăcea să-l văd căzând pe Daniel Sam. Nu cred că mai are timp Cătălin să-l trimită la podea pe britanic. Este clar că sportivul mai volatil, mai activ în această a treia rundă a fost Cătălin. Acum să vedem cum au văzut și arbitrii întregul meci. Se termină. Nu mă așteptam la un knockout din partea lui Cătălin, administrat celui din imagine, britanicului Daniel Sam. Asta după ce l-am văzut, după statura impozantă pe care o are. A fost o misiune grea pentru Cătălin. Totuși, după părerea mea, a fost sportivul mai activ. Aici a fost clar scurt-circuitat Daniel Sam. Cât de bine a ținut garda Cătălin, ar fi fost dezastru dacă intra acel genunchi din săritură pentru britanicul Sam. Degeaba
a ridicat Sam mâna în semn de învingător la final, pentru că după, doar după reluările pe care le-am văzut, este clar că românul Cătălin Moroșanu a fost sportivul superior în această seară. Cezar Gheorghe așteaptă decizia oficială pentru a ridica brațul învingătorului și totodată a celui care avansează în etapa următoare și este cu un pas mai aproape de titlul mondial de la categoria grea. Aoleu! S-ar putea să fie extra round, chiar Cătălin a spus-o. Așa pe românește. Ar fi ceva, ar fi ceva spectaculos, dar nu știu cât energie mai au cei doi. Este clar că Daniel Sam este obosit. Până și Cezar, arbitrul Cezar Gheorghe, este de acord cu Cătălin că va fi un extra round. Prea se lasă decizia așteptată. Ceea ce i-a ieșit pe gură lui Cătălin, sunt convins că nu este deloc încântat de un extra round. S-a plictisit deja și Daniel Sam. Măcar se hidratează între timp. Da, deliberarea continuă, este clar că nu va fi o decizie unanimă, ar fi chiar culmea să ne fi lăsat arbitrii să așteptăm atât și acum să zică, da, știți, este ceva unanim. Până acum, spectacolul a fost unul pe cinste. Debutul sezonului 2016, circuitul Supercombat, este promițător. Să nu uităm că de aici încolo urmează destinații precum Cancun, Mexic, Miami, Statele Unite ale Americii, Barracuda, insulele Barracuda din Bahamas, Republica Dominicană, Columbia, Brazilia. Și că tot am amintit de Brazilia, spre exemplu, a fost anulat în această seară meciul pentru turneul la categoria semigrea, întâlnirea între Moises Baute și Cezar Almeida. Revin cu informații. Acum să vedem decizia. După trei runde grele, este adevărat, mergem la arbitri și primul arbitru îl dă câștigător pe Daniel Sam, cel de-al doilea îl dă pe Cătălin și câștigător este, cu decizie împărțită, Daniel Sam din Marea Britanie. Deși după ce am văzut în acest meci, Cătălin a fost sportivul mai agresiv, mai mobil, mai activ, publicul da, amendează această decizie cu fluierături. Daniel, ești parte din Puerto Rico, ești parte din prima ediție Super Combat în Puerto Rico, în America de Sud. Povestește-ne despre meci. Ei bine, sper că am făcut un show frumos pentru voi. Ați fost fani foarte activi, foarte frumoși. Le mulțumesc tuturor. Totuși, să știe și adversarul meu, tot ceea ce am vorbit înainte de meci, toate amenințările, toate vorbele urâte, au fost toate în sprijinul a ceea ce se întâmplă în acest sport. Nu au fost jigniri personale, să ne înțelegem. Ei bine, miza meciului, vei lupta pentru titlu, pentru titlul Super Combat la grea, la categoria grea. Ce părere ai? Să știi că este mult de asimilat într-un timp atât de scurt. Mă bucur că am avansat, mă bucur că voi lupta pentru titlu și le mulțumesc tuturor, le mulțumesc celor de la Super Combat pentru un show minunat. Acum să vorbim cu Cătălin, cu Moroșanu. Nu ai câștigat de această dată, Cătălin, dar fanii de aici, uite că te-au plăcut, te-au plăcut foarte tare, uite ce înseamnă pentru ei.
Să vorbim despre meci acum. Cum ai văzut partida? A fost tare, omule. Abia mai pot să respir. Dar căldura de aici mă termină. Am transpirat foarte mult. Nu știu, am dat totul. Am lovit cât am putut de tare, dar uite că nu am câștigat. Vă mulțumesc vouă, vă mulțumesc celor din public. Și data viitoare, când ne vedem, vă promit că voi face un show adevărat în Puerto Rico. Da, acesta a fost Cătălin. Deja îl cunoaștem, este de-al nostru, îl iubim. Așadar, îl așteptăm cu nerăbdare să se reîntoarcă în ring. Daniel Sam, așadar, va lupta pentru titlul Super Combat la categoria grea. Noi duelul eliminat.